Salut, prieteni! Am adunat cele mai tari momente cu animale pe care la sigur nu le-ați mai văzut până acum. Puteți deodată să puneți un like, fiindcă la sigur vă va plăcea. Să începem! Uitați-vă cât de norocoasă a fost această pisică. Stătea pe acoperiș și aștepta. În momentul potrivit, aceasta pur și simplu și-a ridicat lăbuțele și rândunica a nimerit în ghearele ei. Cine l-a învățat pe acest buldog francez să meargă la toaletă într-un mod atât de neobișnuit nu e clar, dar arată foarte și foarte amuzant. Acest moment scurt, dar surprinzător, a fost filmat chiar pe drum. Căprioara calcă leopardul care i-a atacat puiul. Când leopardul s-a săturat să îndure, a eliberat puiul. Bărbatul s-a speriat și a încetat să mai filmeze. Cu ce s-a terminat totul oare? Rămâne un mister. Cum credeți voi? Scrieți-ne părerile în comentarii. Urmează niște imagini foarte impresionante. Un om golește un sac cu șerpi salvați pe pământ și ei repede se trăsc în diferite părți. Pentru mulți, aceste imagini pot fi terifiante. E cam neplăcut să te uiți la așa ceva. Da, caii uneori se comportă foarte straniu. Cu părere de rău, nici acest șoarece nu a știut despre asta. Următorul moment amuzant cu o maimuțică a fost filmat în Brazilia. Ea nu are de gând să meargă pe jos, pentru asta are porcușorii naivi pe care poate cu ușurință să-i încalece și să-i folosească pe post de taxi. Arată foarte amuzant. Un leu tânăr a încercat să vâneze de sine stătător pentru prima dată. S-a apropiat de un bivol mare din spate. După cum vedeți, este frică să vâneze. Când bivolul l-a văzut, leul a început să fugă foarte repede. Așa bivol nu e de nasul lui. Veverițele mici pot să se bage în orice gaură, așa că e foarte ușor să fure un baton de ciocolată din tonomat. Cred că leoaica sigur n-ar fi ajuns această gazelă dacă nu era un accident stupid. Terenul a jucat în avantajul leoaicei, gazela s-a împiedicat și a căzut. Această greșeală i-a provocat moartea. Întâlnirea cele mai fricoase pisici cu cel mai curajos șobolan. Șobolanul s-a apropiat de farfuria pisicii, a adulmecat-o, a sărit înspre ea și a alungat-o. Pisica era șocată de așa obrăznicie. S-a dat înapoi și a decis să plece. Șobolanul continuă să mănânce din farfuria ei. Există însă și așa norocoși. Păsările zboară direct în ghearele lor. Acest cățel, deși e mic, dar are schiluri destul de serioase. Poate să marcheze foarte frumos întreaga bordură. Arată pură! Următorul cățel are însă alte motive pentru astfel de trucuri. Îi este frică să nu-și ude picioarele din spate. Cred că și vouă o să vă fie milă de această pasăre. Calul pur și simplu nu a observat-o. Încă un hoț a intrat în magazin și a furat de pe raft un baton de ciocolată. După cum vedeți, preferă anume Twix. Acest motan viclean se odihnea pe gard, dar când prin jur au început să zboare rândunelele, s-a pregătit imediat și într-o săritură acrobatică incredibilă și-a prins prada. Uitați-vă cât de amuzant reacționează ursul la reflecția sa în oglindă. S-a speriat și i s-a părut că în fața lui e un inamic. Prădătorul s-a lămurit rapid cu obiectul străin.
Căprioarelor le-au presărat pe pământ niște mâncare. Una dintre ele se pare că a decis că toată mâncarea trebuie să fie doar a ei, a ei sau a nimănui. Un moment asemănător asupra rândunicii lângă o piscină. Încă un moment de care am râs foarte mult timp. Un vițel destul de măricel a decis să miroase o pisică speriată. Când ea a dat din labă, vițelul de frică s-a răsturnat și a căzut pe spate. Un truc adevărat de la Hollywood sau Bollywood. Camera de la soneria ușii a filmat un moment teribil. Șarpele l-a mușcat pe bărbat chiar de ochi. Gerald Hayward din Oklahoma a spus că putea fi și mai rău. Acest șarpe nu este venenos, dar oricum ar trebui să meargă la spital și să se trateze cu antibiotice. Oamenii care se odihneau pe plajă au filmat cum ursoaica cu puii săi a venit să facă o baie. Oamenii filmau surprinși, uitând totalmente de siguranță. După ce a notat un pic, femeia a ieșit la mal. Puii au urmat-o un pic mai târziu. E straniu de ce oamenii nu au fugit, căci femelele cu pui reprezintă un pericol deosebit pentru oameni și pot ataca destul de ușor. Din fericire, acest caz s-a terminat cu bine. Urșii pur și simplu au plecat. Vulturul a atacat câinele chiar pe drum în fața casei. Al doilea cățel curajos se repezește să-l alunge și își salvează tovarășul de ghearele ascuțite. Ați știut că veverițele sunt niște hoți desăvârșiți? Una s-a urcat pe teșgheaua vânzătorului de nuci și de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. A smuls o sacoșă de nuci. De ce să strângi singur, când poți să furi niște nuci deja strânse și coapte? Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!